Debora și Gedeon. Au trecut mulți ani de când Moise murise la vârsta de 140 de ani, fără să vadă țara promisă. De când Dumnezeu făcuse să cadă zidurile Ierihonului, iar poporul Israel, condus de Iosua, succesorul lui Moise, intrase în cetate. Ucisese pe locuitorii ei și o nimiciseră cu desăvârșire. În anii care au urmat după victoria câștigată împotriva Ierihonului, poarta către țara promisă, israeliții s-au așezat în țara Canaan, așa cum spusese Iosua. Mulți dintre ei locuiau încă în corturi și deveniseră păstori și negustori, alții fermieri și meșteșugari. Au construit sate și cetăți și locuiau în case de piatră și chirpici. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Dumnezeu, a murit la vârsta de 100 de ani. Bătrânii au plâns multe zile pe Iosua, conducătorul lor și succesorul lui Moise. După moartea lui Iosua, noile generații ale poporului Israel s-au răspândit în sute de sate și orașe. Puțin dintre ei mai știau despre suferințele îndurate de înaintașii lor. Niciunul dintre ei nu își putea imagina ce dar extraordinar le-a făcut Dumnezeu părinților și bunicilor lor atunci când i-a eliberat din robia egipteană și când i-a scos din țara Egiptului. Urmând exemplul popoarelor din jur, mulți au uitat de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care i-a eliberat pe părinții lor și le-a oferit posibilitatea copiilor lor să fie liberi și au început să se închine lui Baal. Ca să-i pedepsească, Dumnezeu i-a abandonat și i-a dat în mâinile răufăcătorilor și a oamenilor lacom de prin prejur, care le-au omorât fiii și le-au dus în robie fetele. Când s-au săturat de aceste probleme, copiii lui Israel au plâns pentru păcatele lor. Așa că Dumnezeu a trimis judecători, oameni temători de Dumnezeu, ca să conducă poporul la eliberare. Dumnezeu să te binecuvânteze, Iosif! Unde pleci, Caleb? Merg să le amintesc copiilor lui Israel că există în cer un tată care îi iubește. L-a uitat și acum plâng. Trebuie să își aducă aminte de el, altfel vor avea probleme. Domnul să fie cu tine, Caleb. Domnul să fie cu tine. În timpul acesta, israeliții cântau și dansau pentru a se închina înaintea idolului pe nume Baal, care luase locul lui Dumnezeu în inimile lor. De ce l-ați uitat pe Dumnezeu? Vecinii noștri se închină lui Baal. De ce nu am putea și noi să avem un Dumnezeu al nostru? Baal nu este Dumnezeul părinților voștri. Părinții noștri sunt morți. Baal este un Dumnezeu făcut de om. Dumnezeul vostru este un Dumnezeu viu, Dumnezeu măreț și invizibil al cerurilor, Creatorul vostru. Pleacă de aici, ești un impostor. Dacă Dumnezeul tău este invizibil, înseamnă că nu există. Blestemați să fiți! Necredincioșia lui Israel l-a supărat pe Dumnezeu. Mulți dintre ei nu respectau legea lui Moise și continuau să se închine lui Baal și la alți zei la care se închineau popoarele de prin prejur. Unde a plecat? A plecat în direcția aceea. Omul a alergat după el, însă nu a găsit nici urmă de profet. Nu e aici! Poate a plecat în cealaltă direcție.
Copiii lui Israel au continuat să facă rele înaintea Domnului, indiferent de consecințe. Atunci Dumnezeu a spus: pentru că poporul acesta a încălcat legământul pe care l-am făcut cu părinții lui și nu mi-au ascultat vocea, nu voi mai îndepărta din fața lor popoarele care au rămas necucerite atunci când Iosua a murit. Așa că le voi folosi ca să încerc acest popor și să văd dacă vor urma calea Domnului așa cum au făcut-o părinții lor, sau dacă nu o vor urma. Dumnezeu i-a încercat pe iudei încă o dată. El voia ca noua generație de copii al lui Israel, sau cel puțin cei care nu mai trăiseră așa ceva, să vadă ce înseamnă războiul. Cine va plăti pentru această armă? Regele Iabin. El ne va conduce în război. Ești sigur că Iabin va reuși să-i îndepărteze pe evrei? Sunt invincibil cu armele noastre. Cine ești tu? Sunt slujitorul viului Dumnezeu. El m-a trimis la poporul lui care l-a uitat. Strămoșii mei au străbătut deșertul cu Moise. Deci ești evreu. Ești fratele meu. Eu fac arme pentru Iabin, regele cananiților. Dumnezeul meu este marele Baal. Îmi pare rău, frate, îmi pare rău. Dumnezeu s-a hotărât să-i lase în mâna vrăjmașilor pentru a-i pedepsi. Când Iabin, regele Canaanului, a trimis împotriva lor o armată mare, israeliții au crezut că li se apropie sfârșitul și le-a fost teamă. Atunci, lui Dumnezeu i-a părut rău de poporul său și a ales-o pe Debora, soția lui Lapidot, o femeie neprihănită, să fie profet și judecător în Israel și să-i ducă înapoi la Dumnezeu. Îi datoram niște bani fratelui meu, însă nu i-am putut da înapoi, așa că fratele meu mi-a furat turma și mi-a luat ca sclav băiatul de 12 ani. De ce ai furat turma și de ce l-ai răpit pe băiatul fratelui tău? Pot vedea după cum este îmbrăcat că este sărac. Cât timp a trecut de trebuia să-ți dea banii înapoi? Un an de zile. Nu mi-a plătit un an întreg. Nu avea bani să-mi plătească, așa că i-am luat turma și pe fiul lui. Am dreptul să fac așa ceva. Este plata mea. Ești un om lacom. Ar fi trebuit să fii mai înțelegător. Perioada de timp a fost prea scurtă. Nu aveai niciun drept să iei turma și pe fiul lui. Eu voi investi ce am luat și voi avea grijă să nu ducă lipsă de nimic. El este prea sărac și slab. Trebuie să-i dai înapoi ce ai luat de la el. Frații ar trebui să se ajute între ei. Nu uita că aceasta a cerut Dumnezeu de la noi. Am luat doar ce mi-aparținea. Nu am luat nimic mai mult. Trebuie să ai milă de el. Trebuie să-i dai înapoi fiul și oile pe care i le-ai luat. Vei păstra doar 4 oi și un berbec. Dacă fac lucrul acesta, voi fi ruinat. Mai bine ai tăcea. Ești bogat și lui Dumnezeu nu-i plac oamenii lacomi. Primii 4 miei pe care îi va avea, ți-i va da ție ca partea datoriei. Mulțumesc, Debora! Ce se întâmplă? Cine sunt oamenii aceștia? Iabin, regele cananiților, vine către satele noastre cu 900 de care și 1000 de soldați. Vrea să ne alunge de pe pământul pe care Dumnezeu l-a dat părinților noștri. Va ajunge aici curând. Cere-i ajutorul lui Dumnezeu. De ce nu merge să-i cereți ajutorul lui Baal? Caleb, fratele meu, se pare că poporul Israel s-a hotărât într-un final să caute ajutor la Dumnezeu. Atunci Dumnezeu să aibă milă de ei, de copiii lor și de turmele lor. Am văzut că se pregătesc arme pentru armata regelui. Știi cumva cine va conduce armata regelui? Comandantul Sisera. Oh, nu, măcelarul. Ia calul meu, Caleb, și cheamă-l pe Barak, fiul lui Ahinoam. Spune-i să vină repede, pentru că asta îi cere Dumnezeul lui Israel. Caleb a mers în galop zile întregi, a trecut peste munți și văi ca să ajungă în ținutul lui Barak. Să ne rugăm lui Jehova,
Avem nevoie de Caleb. Doamne, ai milă de poporul tău. Când Barak, fiul lui Ahinoam din seminția lui Neftali, a auzit vestea, a adunat pe bărbații din tribul lui și a mers să salveze poporul lui Israel, care se afla în pericol. De ce vrei să înfrunt armata regelui? Dumnezeu îți poruncește aceasta. Cum poți fi așa de sigură? Vrei să lupt ca să salvezi un popor care îl respinge mereu pe Dumnezeu? Barak, Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul tău. Merge acum și ia 1000 de bărbați înarmați din seminția lui Neftali și a lui Zabulon. Mergi pe muntele Tabor. Voi lupta doar dacă lupți și tu Domnul cu mine. Cerului și al pământului și nu eu îți poruncește să-mi lupți împotriva lui Iabin și Sisera. Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Chiar dacă slava victoriei nu va fi a mea și toată lumea va ști lucrul acesta, vreau să vii cu mine. Dumnezeul invizibil, El este Cel care îți poruncește, nu eu. Nu contează, Deborah, pentru că Cel care va câștiga victoria este Dumnezeu. A venit ziua bătăliei. Barak a stat pe muntele Tabor împreună cu Deborah și cei 10.000 de bărbați, așteptând începerea bătăliei. Sisera era de partea cealaltă, cu cele 900 de care de fier și puhoiul de soldați. Sunt așa de mulți. Sisera are o armată mare. Nu ai de ce să te temi, Barak. Atacă-i! Aceasta e ziua în care Dumnezeu îl dă pe Sisera în mâinile tale. Nu ai de ce să te temi, Barak. Atacă! Atacați în numele lui Dumnezeu! Evreii ne atacă! Îi vom zdrobi! Arcași, lansați săgețile voastre! Haideți! Dumnezeu se luptă pentru noi! Victorie! Atacați! Câmpul de bătălie era acoperit de trupurile soldaților vrăjmașului. Doar unul mai era în viață, Sisera. Sisera, prietene, vino înăuntru! Nu-ți fie teamă, intră! Îți mulțumesc, Iael. Stai la ușa cortului. Dacă vine cineva, spune-i că nu ai văzut pe nimeni. Barak, marele comandant,
De ce ai venit? Soțul meu a fost un bun prieten de-al tău. Caut un bărbat, ia el. Vino. De ce ai făcut lucrul acesta, Yael? De ce? Este doar un sărman înfrânt, era sătul de viață. Îi spun Domnului Dumnezeului meu că îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului, pământul s-a cutremurat. Cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Copiii lui Israel au trăit în pace în țara Canaan timp de 40 de ani. Unii dintre ei au păcătuit iară împotriva Domnului. Au început să se închine iarăși lui Baal. Apoi Domnul i-a dat în mâinile madianiților, care locuiau la sud-est de Marea Moartă. După ce copiii lui Israel semănau și grâul începea să crească, madianiții, împreună cu amaleciții și arabii, năvăleau în Israel și nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Când poporul Israel a ajuns foarte nenorocit, Dumnezeu i-a auzit strigătele. Așa cum a făcut și cu Debora, a trimis un alt profet. Cine ești? Nu te teme, Gedeon, Domnul m-a trimis. Cum se face că îmi știi numele? Nu te cunosc. Domnul vrea să scapi pe poporul lui. Nu pot să fac așa ceva, sunt doar un tânăr. Domnul vrea să te folosească, Gedeon. Dă-mi un semn să știu că Domnul te-a trimis. Privește la coșul de pe pământ. De ce? Ce vrei să fac? Privește la coș și fii foarte atent. Vei vedea imediat ce poate Domnul să facă. Cum e posibil? Doar Dumnezeu putea să facă asemenea minuni. Gedeon, Domnul îți poruncește. Ia cu tine 2 viței în seara aceasta și... Gedeon a făcut ceea ce i-a spus Domnul. Însă nu a avut curaj să lucreze în timpul zilei, pentru că îi era teamă de tatăl său și de oamenii din cetate. Așa că a lucrat noaptea. Domnul i-a spus lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei, care e deasupra lui. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Iar dimineața următoare... Cine a făcut asta? Eu am făcut aceasta. Îngerul Domnului mi-a poruncit să fac așa ceva. Baal ne va pedepsi pentru fapta ta necugetată. Baal nu este nimic. Baal nu există. Doar Dumnezeu ne poate apăra de atacurile madianiților și ne poate ajuta să trăim în pace. La moarte! Vreți să mă ucideți din cauza unui Dumnezeu de piatră? Vreți să-l apărați pe Baal pentru că eu l-am denigrat? Vreți să apărați un Dumnezeu fals? Ai dărâmat altarul lui Baal. Nu aveai niciun drept să faci asta pentru că el era Dumnezeul nostru, cel care ne apără de vrăjmași. Nu Baal este adevăratul Dumnezeu. Domnul ne-a scos din țara Egiptului, pe noi și pe părinții noștri. Vreți să-L lepădați pe Dumnezeu pentru un Dumnezeu de piatră? Nu vedeți că din cauza neascultării noastre suntem acum victimele vrăjmașului? Dumnezeu i-a alungat pe cei care stăpâneau acest pământ și ne-a dat țara promisă. Iar noi ce-am făcut? Nu i-am mulțumit, ci doar ne-am închinat la alți dumnezei. De aceea poporul nostru a fost distrus de Madian. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ne-a abandonat. Am păcătuit. E doar vina ta dacă vom da de necazuri. Dacă Baal este un Dumnezeu adevărat, să se apere singur. Hai să ne întoarcem la adevăratul Dumnezeu. Sunt sigur că El ne va ajuta. Domnul ne va ajuta dacă nu-L uităm. El ne va elibera din mâna vrăjmașilor și vom fi iarăși un popor mare. Domnul să fie binecuvântat.
toți madianiții, amaleciții și popoarele din est s-au adunat, au trecut râul Iordan și au prădat tot ce au găsit pe câmpia poporului Israel. Apoi și-au pus tabăra în Valea Israel. Duhul Domnului l-a luat în stăpânire pe Gedeon, care a cântat din trompetă pentru a aduna poporul. Gedeon și tot poporul care era cu el a tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult, coboară la apă și acolo ți-i voi alege. Pe toți cei ce vor limpăi apa cu limba, cum limpăiește câinele, să-i desparți de tot cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa ducând-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat să bea. Gedeon a oprit pe cei 300 de oameni, ei au luat hrana și trâmbițele de la ceilalți. Tabăra lui Madian era în vale. Gedeon i-a împărțit în trei tabere, a dat fiecăruia dintre ei câte o trâmbiță, un ulcior și o torță. Apoi le-a spus să facă ceea ce va face el atunci când vor ajunge la marginea taberei madianiților. Pentru Domnul! Pentru Domnul și pentru Gedeon! Pentru Domnul și pentru Gedeon! Gedeon și cei 100 de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei, la începutul străjii de noapte, îndată ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. Celelalte două cete au făcut la fel. Soldații madianiți au început să alerge, să strige și să încerce să-și scape viața. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul le-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Bărbații lui Israel i-au urmărit până la Iordan. Doar Domnul poate fi regele lui Israel. Thank you.
Samson și filistenii. Mulți israeliți au început să se închine dumnezeilor popoarelor din prejur, să facă negoți cu ei și să se căsătorească cu fetele lor. Ei l-au abandonat pe Dumnezeul lor, pe Domnul cel Atotputernic, care i-a dat în mâinile dușmanilor. Înainte, în numele lui Baal! Înainte! Înainte! Prădătorii, majoritatea filisteni, au invadat ținutul, au furat recoltele, turmele și femeile și au ars totul în calea lor. Filistenii! Filistenii se întorc, să fugim! Luați toate lucrurile! Dumnezeu a continuat să le trimite profeți și judecători, așa cum au fost Debora și Gedeon, ca să îi îndemne să se întoarcă la credința părinților lor. Însă copiii lui Israel i-au ascultat doar atunci când voiau ca Dumnezeu să-i scape de pericole. De îndată ce trecea pericolul, îi întorceau spatele lui Dumnezeu, păcătuind și închinându-se lui Baal și altor zei. Ce facem acum? Acesta este pământul lui Dumnezeu, El ne pedepsește. În satul Țoreia era un om pe nume Manoah, un israelit din seminția lui Dan, care era credincios Domnului. Manoah nu avea copii. Într-o zi, un înger al Domnului a apărut soției lui și a anunțat-o că va rămâne însărcinată și va naște un fiu. El va fi nazireu, închinat cu totul Domnului din pântecele mamei lui și până la moarte. Ce nume îi vei pune? Samson, fiul soarelui. Mare Dumnezeu al filistenilor, ajută-ți poporul! Ajută-ți poporul! Ajută-ți poporul! Ajută-l! Copilul creștea, iar părul lui era împletit în 12 cozi, ca un semn al dedicării lui. Părul lui nu i-a fost tăiat, întocmai cum a spus îngerul. Am ceva de vânzare bună. Oferta zilei! Am ceva de vânzare. Haideți, preț ieftin. Avem ulcioare de vânzare. Poftiți la noi. Materialul acesta este cel mai bun. Materiale fine, cele mai bune materiale. Aș vrea și eu să-mi dați ceva. Costă. Mamă, ascultă-mă! Te ascult, dar abia ai cunoscut-o și vrei să te căsătorești cu ea. De ce cu o filisteancă? E frumoasă. Mi-a plăcut de ea din prima clipă și vreau să mă căsătoresc cu ea.
însă este filisteancă. Se închină dumnezeilor de piatră. Sunt sigur că va învăța să se închine lui Dumnezeu. Când voi merge la tatăl ei, sunt sigur că mă va da afară pentru că sunt evreu. Dacă este într-adevăr un tată bun, mă va izgoni. Mă va întreba unde îi vei duce fata. Spune-i că voi continua să locuiesc în casa lui. Sunt sigur că va avea foarte mulți bani. Dă-i ceea ce va cere și păstrează partea mea care mi se cuvine. Fiul nostru vrea neapărat să se căsătorească cu fata aceasta. Poate-i voia lui Dumnezeu. Tată, ascultă de mama. Ea știe să citească gândurile mele. Pentru că te iubim foarte mult, Samson, vom merge cu tine la tatăl fetei. Fii binecuvântat, tată. Oferta dimineții, avem materialul acesta la un preț foarte bun. Veniți și cumpărați, nu mai stați? Ei bine, am hotărât. Copiii noștri se vor căsători. Când data anunții lui Samson cu Zafit filisteanca a fost stabilită, au hotărât ca ceremonia să dureze 7 zile. Înainte de nuntă însă, Dumnezeu l-a încercat pe Samson. Într-o zi, când mergea către Timna, Samson a fost atacat de un leu. Fără să-i fie frică, Samson l-a înfruntat, l-a prins și l-a doborât ca și cum ar fi fost un ied. Apoi, l-a lăsat acolo ca să fie mâncat de vulturi. După un timp, Samson a trecut prin aceeași vale și a mers să vadă ce se întâmplă cu trupul leului. Carnea intrase în putrefacție, însă nu fusese atinsă de nimeni. Doar un roi de albine intra și ieșea din trupul lui. Samson și-a băgat mâna în gaura folosită de albine și a scos un fagure de miere. L-a mâncat și și-a continuat drumul. În ziua nunții, Samson le-a spus o ghicitoare nuntașilor. Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veți ghici, în cele 7 zile al ospățului și dacă o veți dezlega, vă voi da 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Dar dacă nu o veți ghici, să-mi dați voi 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. El a spus răspunsul soției lui la întrebarea tatălui ei. Care este răspunsul la întrebare? Așa că am aflat răspunsul. Când Samson a aflat că soția lui le-a spus filistenilor răspunsul la ghicitoarea lui, s-a mâniat foarte tare. Tatăl lui Zafit s-a răzgândit și a luat fiica înapoi și a dat-o altui bărbat care îi era prieten. El i-a interzis lui Samson să o mai vadă. De aceea Samson a declarat război filistenilor. Samson a găsit adăpost în peștera din munții Etam. Într-o zi, în timp ce se uita la un lan de porumb, i-a venit o idee cum ar putea să-i pedepsească pe filisteni. A mers la o peșteră unde închisese 300 de vulpi pe care le prinsese și a luat una dintre ele. Vor vedea filistenii de ce este capabil, Samson. Samson a legat un mănunchi de paie de coada vulpii, i-a dat foc și i-a dat drumul vulpii să fugă prin lanul de porumb. A făcut la fel cu celelalte 299 de vulpi, care au dat foc întregului lan de porumb. Samson a făcut lucrul acesta, ce ne facem? Oare ce ne vor face filistenii de data aceasta? Ce va fi cu noi? Samson, suntem forțați să te dăm mâinile filistenilor, altfel vom fi omorâți. Samson a întins mâinile și le-a dat voie să-l lege. Ei l-au legat cu 20 de funii ca pe o fiară sălbatică. L-au luat și l-au dat în mâinile filistenilor ca să fie pedepsit pentru ceea ce făcuse.
Acum îți vom scoate ochii și te vom marde! Samson și-a arătat puterea în timp ce era înconjurat de filisteni. El a tras cu putere, s-a eliberat și s-a luptat fără nicio armă cu soldații. Apoi a luat o falcă de măgar și a ucis 1000 de oameni. După ce s-a uitat împrejur, s-a urcat pe o cămilă și a plecat repede. Pentru poporul lui Israel, Samson a devenit un erou, pentru că doar de unul singur a reușit să omoare 1000 de filisteni. A devenit o legendă în orașul său. Trăiască Samson! Samson este un erou! Trăiască Samson! Samson e un erou! I-a învins pe filisteni de unul singur! Foarte bine, Samson! Bravo! Samson a devenit o legendă pentru poporul evreu. Samson a fost judecător în Israel mai mult de 20 de ani. Oamenii veneau la el când aveau nevoie să le fie făcută dreptate. Timp de mai mult de 20 de ani, nimeni nu a putut să-l înfrângă. După ce a mers dintr-un loc în altul, Samson a ajuns în final la Gaza. Filistenii îl așteptau la poarta cetății ca să-l prindă în cursă și să se răzbune. La miezul nopții, Samson a mers la poartă ca să iasă și și-a dat seama de cursa pe care i-au întins-o filistenii. Cu o putere enormă, el a scos poarta din balamale și a scăpat încă o dată din mâna lor. Samson a fugit în Valea Sorec. Și când a ajuns într-o piață, a văzut o femeie care scotea apă din fântână. A privit-o pentru un timp, apoi a coborât de pe cămilă, s-a apropiat de ea și i-a spus: "O, ce sete mi-este! Poți să-mi dai să beau și o puțină apă?" "Dar cine ești tu?" "Numele meu este Dalila." "Ești tare frumoasă și ai niște ochi frumoși." "Sunt filisteancă. De unde ești tu? Poți să vii în casa mea dacă vrei." "Sunt izraelit și mă tem de Dumnezeu." "Vino cu mine. Te voi duce la tatăl meu." Dalila l-a luat pe Samson, l-a dus să se odihnească în casa tatălui ei și i-a dat de mâncare. Samson s-a îndrăgostit de ea și a rămas la ea acasă până într-o zi când... "Dalila, noi suntem prieteni cu tatăl tău, ne cunoști?" "Da, vă știu. Ce vreți de la mine?" "Nimic din ceea ce nu ne poți da." "Care ar fi lucrul acela?" "Vrei ca tatăl tău să trăiască, nu?" "De ce? Ce a făcut? Ce vreți de la el?" "Am vorbit deja cu el." "Am hotărât ca tu să-l dai pe Samson în mâinile noastre." "Eu? Cum pot să fac asta?" "Trebuie să-l seduci și să-l forțezi să-ți spună de unde vine puterea lui. Trebuie să faci acest lucru, Dalila." "Nu cred că o să-mi spună secretul." "Dacă vei reuși, îți vom da 1100 de arginți." "Îți vom da 1100 de arginți? Altfel îți vei pierde tatăl." "O, nu!" Dalila a încercat totul ca să-l facă pe Samson să-i divulge secretul. Samson însă și-a bătut joc de ea. Dalila a încercat cu disperare încă o dată să afle secretul. "Măi, da bun e vinul ăsta, mai dăm puțin." "Stai în casa mea, bei din vinul tatălui meu, dormi sub acoperișul acesta, îmi spui că mă iubești, dar inima ta e tare." "Dar ce ai de-mi vorbește așa, ce ți-am făcut?" "Dacă m-ai iubi, ai avea încredere în mine." "Dalila, curiozitatea ta mă plictisește." "Iar gelozia ta te face să-ți aperi secretul ca un copil." "Hai să spun ceva. Puterea mea se află toată aici, în părul meu."
Părinții mei i-au promis Domnului că părul meu nu va fi ras atât timp cât voi trăi. Atunci el e un dar din partea Dumnezeului tău. Vinul și vorbele dulce ale Dalilei l-au făcut pe Samson să adoarmă. Filistenii care erau ascunși erau gata să-l ia pe Samson și să-l pună în lanțuri la semnul Dalilei. În timp ce Samson dormea, Dalila, înarmată cu un cuțit mare și ascuțit, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și le-a lăsat să cadă pe pământ. Apoi a ieșit în ușă și i-a chemat pe filisteni care au venit pe dată. Oh, ce vreți? Oh, Dalila, ce mi-ai făcut? Nu are sens să o mai strigi. Dalila te-a trădat, Samson. Nu-i nevoie să-l bateți, l-am orbit. Îl vom duce la Gaza, unde va învârti la râșniță tot restul vieții. Priviți la el pentru ultima dată! Acesta a fost cel mai puternic om din Israel. Filistenii l-au luat pe Samson și l-au dus la Gaza, unde l-au închis. Închisoarea de la Gaza era o fortăreață în centrul orașului. Era apărată de ziduri și de o poartă mare de fier. În închisoare era o râșniță mare. Samson era legat cu lanțuri de această râșniță și forțat să o învârtă. Oamenii din cetate erau curioși datorită faimei lui Samson, așa că s-au adunat la poartă ca să-l vadă. Ai văzut ce i-au făcut? Și că a fost cel mai mare bărbat din lume și o femeie a reușit să-i facă asta. Samson învârtea cu greu la râșniță, pentru că de obicei animalele făceau lucrul acesta. Chiar și măgarul care învârtise înaintea lui părea că își bate joc de el. La apusul soarelui, după o zi de muncă grea, lui Samson i s-au scos lanțurile și a fost dus într-o celulă, unde a petrecut noaptea. O, Doamne, mă căiesc de păcatul meu. Îți cer iertare și îmi pare rău. Te rog să mă ierți. A trecut timpul și a venit ziua când filistenii s-au adunat ca să se bucure și să aducă jertfe Dumnezeului lor, Dagon. Astăzi este ziua lui Dagon, îl vor aduce și pe Samson. E puternic, îi lovește pe vrăjmaș fără să-i vadă. Crezi că îi vor lua lanțurile? Nu, ar fi riscant. La moarte cu el! La moarte cu Samson! Lasă-mă să-l omor! Înapoi! Omorâți-l! Moarte lui Samson! Intră! Zeul te așteaptă! Să nu întârzi, Samson! Care este numele zeului? Dagon este cel mai mare și cel mai puternic zeu al filistenilor. E doar un Dumnezeu de piatră. Un amărât de Dumnezeu din piatră. Nu-i Dumnezeul meu. Intră, zeul te așteaptă. O, Dagon, mare zeu, îți oferim sacrificiile noastre. Zeul nostru, Dagon, trimite-ne protecția ta. Samson!
Îmi recunoști vocea? Dalila, tu ești vocea păcatului și a trădării. Deci mă recunoști? Îți amintești de mine? Nu mă mai tem de tine. Astăzi este rândul tău să-ți fie frică, pentru că vei fi sacrificat pentru Dagon. Nu te crede încă victorioasă, Dalila. Dați-vă înapoi! Dumnezeule, tu adu-ți aminte de mine! Toți cei care m-au trădat vor fi pedepsiți! Cu ajutorul lui Dumnezeu, care i-a redat puterea, Samson s-a răzbunat asupra tuturor prinților și poporului filistean care se afla în interiorul templului. Cei uciși în templu au fost mai mulți decât cei uciși de Samson în toate bătăliile sale. Frații săi i-au luat trupul și l-au dus acasă. Rudele sale l-au îngropat în mormântul lui Manoah, tatăl său. În tinerețea sa, Samson a fost judecător în Israel timp de 20 de ani. Thank you.
Samuel, judecător peste Israel. Ați auzit asta? Strigă către Dumnezeul lor. Au adus chivotul în tabăra lor și cred că sunt de neînvins. I-am învins prima dată și cred că îi vom învinge iar. Dumnezeul nostru Dagon este mai puternic decât Dumnezeul lor. Da, dar atunci chivotul legământului nu era în tabără. Acum este în mijlocul lor. Nu contează unde e chivotul Dumnezeului lor, numai Dagon este invincibil. Îl va învinge iar pe Dumnezeul lor. După o bătălie între filisteni și evrei, care s-a încheiat cu înfrângerea evreilor și în care au murit peste 4.000 de evrei, bătrânii poporului Israel au decis să meargă și să ia chivotul în tabăra lor, pentru ca Dumnezeu să-i scape de vrăjmași. În timp ce se rugau, a venit profetul Samuel, pentru că îl chemaseră. Samuel! Este Samuel! Ați trimis după mine? Ce doriți? Cere lui Dumnezeu să ne dea victorie! Îmi pare rău, însă nimeni nu se poate împotrivi dreptății lui Dumnezeu. Toată lumea știe că Dumnezeu te-a pus pe tine judecător. Nu sunt eu cel care îi va cere ceva lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Dar fără el vom fi zdrobiți. Acum că vă este teamă de înfrângere, căutați ajutor. Și ca să-l forțați pe Dumnezeu să vă ajute, ați adus și chivotul legământului pe câmpul de bătălie. Samuel, ești prea aspru cu oamenii. Îmi pare rău, însă păcatul vă aruncă în mâna vrăjmașilor și el îl îndepărtează pe Dumnezeu de voi. Nu avem nevoie de Samuel. Chivotul ne va conduce în lupta împotriva vrăjmașilor. Ai dreptate! Sunați din trâmbițe! Dumnezeu se va lupta pentru noi! Să mergem la luptă! Filistenii s-au pregătit de luptă, chiar dacă le era teamă de chivotul legământului, pentru că știau cum au fost învinși egiptenii. Știau și toate celelalte lucruri pe care le-a făcut Dumnezeul evreilor. Cele două armate stăteau față în față. Comandantul lui Israel a dat semnalul. Cu Dumnezeu înainte! Și bătălia a început. Dagon! 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 Înainte, în numele lui Dumnezeu! Să mergem înainte! Bătălia a fost grea și sângeroasă. Chiar dacă evreii au fost convinși că chivotul legământului le va aduce victoria, ei au suferit o mare înfrângere. 30.000 de israeliți au murit în această luptă. Preoții s-au luptat cu filistenii pentru a apăra chivotul, însă efortul lor a fost în zadar. Armata a fost decimată, iar filistenii au avut o mare victorie. Când ultimul preot a fost ucis, soldații evrei care au supraviețuit au fugit ca să-și scape viața, lăsând trupurile celor morți pe câmpul de luptă. Armata triumfătoare a filistenilor a luat chivotul legământului și i-a mulțumit Dumnezeului lor, Dagon. Avem chivotul! Preoții filisteni așteptau sosirea chivotului ca să-l pună la picioarele lui Dagon, având o mare satisfacție că au câștigat bătălia.
Doamne, Dumnezeule, de ce le-ai dat voie filistenilor să ia chivotul? De ce? Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni și l-a distrus pe Dagon, dumnezeul filistenilor. În dimineața următoare, preoții filisteni care au venit la templul lui Dagon ca să-i aducă daruri, au avut parte de o surpriză neplăcută. Sacrilegiu! Este un sacrilegiu! Sunt sigur că Dumnezeul lui Israel a făcut lucrul acesta. Preoții au fugit înspăimântați, însă la ieșirea din templu au avut o altă surpriză. Ce s-a întâmplat? De ce ești aici? Am fost loviți de o plagă. Dumnezeu ne-a pedepsit pentru că i-am profanat chivotul legământului lui. Filistenii, loviți de puterea lui Dumnezeu, au luat chivotul din cetate și l-au dus în Gat. Apoi, de acolo a fost dus la Ecron. Oriunde duceau chivotul, oamenii erau loviți de mânia lui Dumnezeu. Apoi, filistenii care ținuseră chivotul timp de 7 luni, au hotărât să-l trimită înapoi israeliților. Au construit un car nou și l-au trimis pe pământul israeliților. Au trecut mulți ani și copiii lui Israel au continuat să nu asculte de poruncile lui Dumnezeu, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat. Așa că filistenii au continuat să le cucerească cetăți. Evreii s-au gândit că dacă vor alege un rege, acest lucru va uni și va întări poporul lor. Bătrâni din toate triburile au plecat la Rama, unde locuia Samuel, pentru a-i cere sfatul, căci era un judecător prețuit pentru înțelepciunea lui. Nu l-am mai văzut pe Samuel de 20 de ani. Să știi că nu s-a schimbat foarte mult. Va veni toată lumea la această întâlnire? Da, vor veni. Samuel trebuie să-l întrebe pe Dumnezeu cu privire la ceea ce vom face. Samuel este judecătorul lui Israel. Dumnezeu l-a ales pentru lucrul acesta. Călătoria a fost lungă și dificilă. Însă bătrânii au ajuns, în cele din urmă, acolo unde locuia Samuel, profetul prețuit al lui Israel. Am ajuns într-un final. Aceasta este cetatea Rama? Samuel știa deja ce voiau bătrânii lui Israel. El îi ceruse lui Dumnezeu să-i spună ce trebuie să le răspundă. Trebuie să alegem un rege dintre fiii noștri. Toate popoarele din prejur au câte un rege care îi conduce și care îi apără și care lovește pe vrăjmașilor. Numai noi n-avem. Știți ce se va întâmpla când veți avea un rege? Asta ne dorim noi, să avem un rege. Este hotărârea noastră. Trebuie să alegi pe cine vei unge ca rege. Bine, voi alege un rege pentru voi. Îl voi unge în numele lui Dumnezeu. Vreau însă să știți care va fi prețul pe care îl veți plăti. Când veți avea un rege, el va lua pe fiii voștri și îi va face soldați. Îi va întrebuința la aratul pământului lui. Fiicele, slujitorii și turmele vor fi ale lui. Știm lucrurile acestea, Samuel. Însă dacă vom avea un rege, vom fi mai puternici și mai uniți. Vom fi ca celelalte popoare. Atunci vă voi da un rege. Domnul spune, ascultă-le glasul și pune un împărat. Când? Când vei face lucrul acesta? Voi alege un rege, îl voi unge și el va domni peste voi. Binecuvântat să fie întotdeauna numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mergeți înapoi la semințiile voastre.
Dumnezeu va hotărî când va vrea să mi se descopere și va alege un rege. În Israel locuia un bărbat puternic, al cărui nume era Kish. El venea din seminția lui Beniamin și avea un fiu care arăta foarte bine. Era cel mai frumos tânăr din Israel. Numele lui era Saul. Saul făcea exerciții cu sabia, călărea caii și făcea acrobații cu prietenul lui Afez, în timp ce tatăl său era ocupat cu munca câmpului. Am venit, tată! Ne-am întors! Vă jucați tot timpul! Meritați să fiți pedepsiți! Știi, doar că trebuie să ne pregătim să luptăm. Cine va apăra lanurile de grâu atunci când vor veni filistenii? Măgarii mei au dispărut! Au fugit pe deal, înspre Zuf! Să mergem să-i aducem înapoi! I-ai văzut? Îmi place de cel din dreapta. Ați văzut cumva măgarii mei? Măgari? Vorbe serios. Căutăm măgarii mei. Au scăpat din graj și acum nu-i mai găsim. I-am căutat peste tot, dar peste tot și nu i-am putut găsi. Nu vei găsi niciodată măgarii printre stuf. Nu veți reuși să-i vedeți. Să mergem să-i căutăm. Pa! Pa! Cei doi băieți au continuat să caute măgarii. La sfârșit, au ajuns în cetatea Țuf, unde l-au găsit pe Samuel, care venise să aducă o jertfă. Ești fiul lui Kish din seminția lui Beniamin? Da, cum ți-ai dat seama? Cine ești tu? Sunt Samuel, văzătorul. Te așteptam. Neprihănitul Samuel. Dumnezeul cel atotputernic mi-a spus că vei veni. Tu și prietenul tău veți petrece noaptea în casa mea. Trebuie să-mi găsesc măgarii. Măgarii s-au întors deja în grajul tatălui tău. Mănâncă. Tata, cred că se îngrijorează. Nu te îngrijora pentru tatăl tău. Știe că ești cu mine. Nu știu cine a fi putut spune lucrul acesta. Domnul Dumnezeu, Saul, Dumnezeul cel atotputernic, acum mergi și pregătește-te. Mă voi întoarce imediat ce sunteți gata. De ce ai venit cu mine? Vei afla curând. Afez, urcă-te pe cal și pleacă înainte. Saul va veni imediat. Merge înainte, Afez. Fă ce ți-a spus Samuel. La revedere! De ce ai cerut să plece? Pentru că trebuie să-ți spun ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Mie? Un mesaj de la Dumnezeu? E un mesaj care conține voia lui. Semințiile poporului Israel au cerut un rege lui Dumnezeu, iar el te-a ales pe tine. Nu înțeleg. Astăzi, Dumnezeu te-a uns ca prinț al Israelului, al poporului său. De acum vei domni peste ei și îi vei elibera din mâna vrăjmașilor care îi înconjoară. Dumnezeu îți va da semne și vei ști că am spus adevărul. Îți va spune de asemenea ceea ce trebuie să faci. Te-a uns ca împărat al Israelului și el îți va călăuzi pașii. Ce trebuie să fac de acum, Samuel? Cum trebuie să mă comport? Mergi și urmează voia Domnului. Saul s-a întors la tatăl său, în timp ce Samuel îl privea îndepărtându-se. La timpul potrivit, Samuel a adunat toate semințiile la Mițpa. După ce au venit cu toți acolo, el le-a spus vestea pe care o așteptau de mult timp.
popor al lui Israel. Domnul l-a uns pe fiul lui Kish din seminția lui Beniamin ca rege al vostru. Trăiască împăratul! Popor al lui Israel, de acum trebuie să ascultați de el, de regele pe care vi l-ați dorit, de regele pe care vi l-ați ales. Saul este regele vostru, în numele lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov. Saul s-a întors la casa tatălui său în Gibea. Ceilalți oameni din celelalte triburi care au venit să-l aleagă s-au întors și ei acasă. Când poporul Israel a crezut că avea în sfârșit pace, și-a dat seama că este amenințat de un mare pericol. Numele pericolului era Nahash, amonitul. Deschideți porțile cetății sau veți avea necazuri! Deschideți porțile cetății și nu veți muri! Noi vrem doar bunurile voastre! Nu vom deschide! Putem să rezistăm luni de zile! Eu voi muri primul! E mai bine să asculți de propunerea mea! Nu vom deschide! Care ți este propunerea? Îți vom plăti bir în aur, grâu și animale în fiecare primăvară! Noi vom fi supușii tăi! Ce spui, supușii mei? Vreți să fiți supușii mei? În niciun caz! Vreau să vă scot ochiul drept și să aduc o cară asupra lui Israel! Sunteți nenorociți și învinși! Unde este regele pe care l-ați ales? Unde e puterea Dumnezeului vostru? Eu am mii de arcași și soldați! Vă dau 7 zile să vă gândiți! După acest ultimatum, Nahash a plecat și a luat cu el armata. În timpul nopții, câțiva mesageri au ieșit din cetate și au mers la Saul la Gibea, ca să-i spună ce se întâmplase. Ce s-a întâmplat? Nahash, amonitul, a luat cu asalt Iabesul din Galaad. Ne-a dat 7 zile să predăm cetatea. Dacă nu facem acest lucru, ne-a amenințat cu moartea. Câte zile au mai rămas? 4. Bătrânii au spus că trebuie să vii și... Ce au spus bătrânii? Că tu ești rege și trebuie să ne scapi. De aceea te-am ales. Au dreptate, însă nu eu îi voi scăpa, ci Dumnezeu. Acum luați 2 boi de la juc și ucideți-i. Apoi tăiați-i în bucăți și trimiteți câte o bucată fiecarei seminții. Spuneți prin mesageri că regele Saul îi cheamă să lupte pentru Iabes Galaad și că boii lor vor avea aceeași soartă ca aceștia doi dacă nu vin să lupte alături de mine. Doamne, ei au nevoie de tine. Luptă tu pentru ei. Poporul tău din Iabes este umilit. Ei te așteaptă să îi eliberezi. Doamne, au nevoie de tine. Regele pe care l-ai pus să domnească peste ei este prea tânăr. Luptă pentru ei, Doamne. A venit și ziua bătăliei. Nahash și armata sa și-au așezat tabăra în fața cetății și așteptau răspunsul evreilor. Așteptăm răspunsul lor de ceva vreme. Să batem din tobe. Să înceapă asaltul. Imediat. Se joacă? Este semnul predării. În numele lui Dumnezeu! Distrugeți-i pe inamici! Înainte! La luptă!
victorie! 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 Lasă sabia, rege al lui Israel! Lasă sabia, pentru că trebuie să aduci jertfe lui Dumnezeu, cel care a adus victorie poporului tău. Dumnezeu a luptat pentru noi și ne-a eliberat. Binecuvântat fie numele Său cel Sfânt!